extraordinară din data de astăzi, prin dispoziția primarului numărul 100 din 14 mai, sunt prezenți 14 consilieri din cei 15, din cei 15 aflați în funcție. Înțeleg să și domnul consilier Țaina. N-a anunțat, nu știu de ce lipsește. Dar ședința se poate desfășura. Rog pe doamna președinte să preia conducerea. Doamna președinte, câteva secunde, dacă îmi permiteți, acum, dacă tot suntem la început, aș vrea să vă rog frumos să aveți în vedere, ca perioada asta, că toți conduce ședințele din Consiliu, să nu mai votăm la solicitările domnului consilier Mocanu, că dacă vă aduceți aminte, la ședința anterioară am pus să votăm, așa, obligat să votăm la solicitările lui, pentru că se grăbea foarte mult. Și știți la ce punct a fost problema la vacantarea posturilor de la SDS-ul. Și dacă vă rog frumos să aveți în vedere, să votăm normal cum se votează și ce v-aș mai ruga să... Poate găsim și întrebarea aia, dacă este cineva împotrivă, că, sincer să fiu, nu prea s-a folosit la ședințele astea pe care le-am făcut. Doar atât, vă mulțumesc. Bună ziua încă o dată, vă mulțumesc frumos pentru această oportunitate de a fi președinte acestei ședințe. Supunem la vot procesul, punem în discuție procesul verbal din ședința din 28 aprilie 2021. Se supune la vot acest proces verbal? Da. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Supunem la vot, dăm discuții, ordinea de zi. Pe ordinea de zi, sunt suplimentare, deci pe ordinea de zi sunt două puncte și suplimentare avem trei puncte. Cine este pentru a supune la vot ordinea de zi cu punctele suplimentare? Este toată lumea de acord pentru punctele suplimentare. Da. Dăm curs ordine de zi. Primul punct de proiect. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică a lucrărilor obiectivului de investiții, reabilitare sisteme distribuției ape minerale, terapeutice Slănic Moldova, județul Bacău. Inițiator, primarul orașului Slănic Moldova, Baciu Gheorghe. Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară pe care am convocat-o cu maximă urgență, având în vedere că pe ordinea de zi avem punctele referitoare la preluarea de terenuri și clădiri din zona izvoarelor. Acest deziderat este de 4 ani de zile, mai bine de 4 ani. Dumneavoastră ați aprobat în prima ședință de Consiliu din acest mandat, în noiembrie, că sunteți de acord să preluăm terenurile și clădirile de la izvoare la prețul de evaluare. Societatea care administrează falimentul firmei proprietare a făcut demersurile necesare, a făcut evaluarea și astăzi suntem în situația în care vă cerem votul dumneavoastră pentru aceste clădiri și terenuri. Dar, înainte de a ajunge la punctul în care vă solicităm să aprobați acest lucru, am propus ca aceste terenuri și clădiri să fie de utilitate publică, pentru că în conformitate cu legea minei, care reglementează resursele naturale,
terenurile, clădirile și instalațiile aferente izvoarelor, resurselor naturale, sunt proprietatea statului român și ar fi trebuit să treacă la statul român la momentul la care s-a pierdut licența. Acest lucru nu s-a întâmplat. Noi, având în vedere că suntem foarte aproape să obținem licența de exploatare, având licența de explorare, care este o autoritate la fel de puternică ca și licența de exploatare, ne propunem să le declarăm de utilitate publică. Ce se va întâmpla? Se va întâmpla că la cartea funciară vor fi notificate aceste decizii ale dumneavoastră și orice cumpărător ar afla că terenul slash clădirea sunt de utilitate publică. Dacă aveți întrebări aici, a fost un amendament. Da, aș vrea să fac un amendament, cum am spus și la ședința pe comisii. Aș vrea să se introducă și terenurile care aparțin în acest moment SCP la ESA. Pe lângă cele de la Flora, să da, SCP la Moldova ESA. În sensul în care, așa cum am discutat în comisie, înțeleg că dacă în noiembrie s-au aprobat ca terenurile și clădirile să fie preluate la prețul de evaluare și astăzi încă nu avem un răspuns concret de la lichidatorul de la Perla Moldovei, să notificăm la cartea funciară și terenurile și de la Flora și de la Perla Moldovei SA, în sensul în care să existe o abordare liniară. Nu pot decât să apreciez acest... Se vede că Comisia de Urbanism lucrează. Supunem la vot amendamentul depus de domnul viceprimar? Da, cine este pentru? Avizul. Amendamentul. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Atunci se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat de domnul. Avizul comisiilor pentru acest proiect. Economic, juridic și... Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale a orașului Slănic Moldova la procedura de negociere directă organizată în data de 21.05.2021 de către lichidator instant expert SRL Bacău în vederea achiziționării de bunuri imobile din zona izvoarelor de ape minerale oraș Slănic Moldova, aflată în proprietatea SC Flora SRL Slănic Moldova, în faliment. Inițiator, primarul orașului, Vasi Gheorghe. Da. Aici proprietarul acestor clădiri și terenuri a intrat în faliment și firma de lichidare, la solicitarea noastră, a făcut demersul necesare și a obținut să le scoată la vânzare și sunt trei loturi propuse. Pe noi nu ne interesează un lot, respectiv un teren în spatele hotelului Racoviță. Ne interesează lotul 1 și 2, care înseamnă lotul 1 este izvorul numărul 3, teren, clădire și aferent izvorul numărul 3, clădirea de mofetă. Lotul numărul 2 este izvorul numărul 1 bis 3 și 10, deci sunt acele trei butoane, două la intrare, clădirile la intrare, terenurile de la intrare la izvoare, de după colț acolo la butoane, izvorul 5 și 994 de metri pătrați lângă sonda 2. Aceste terenuri sunt riverane sau chiar pe teren există ape minerale. Noi avem un litigiu în acest sens. Acest lucru ne va ușura foarte mult pe viitor,
pe partea de exploatare, dar și ne va ajuta să amenajăm aceste terenuri și clădiri în mod unitar. Faptul că ele sunt acum în domeniul privat și noi nu putem să le amenajăm, să le zugrăvim, să le acoperim, să le folosim eventual, este un minus pentru localitatea noastră și eu vă rog să luați act de această solicitare, să fiți de acord, pentru că altă variantă la momentul acesta nu avem să ne luptăm să le vină în mod gratuit la administrația publică locală, întrucât s-au tot derulat mai multe acte de preluare, de executare, de vânzare, de ce a fost acolo. Nu mai contează ce a fost. Avem banii pregătiți pentru acest lucru, pregătiți. I-am redistribuit, ca să folosesc un termen așa mai elegant, și imediat ce se va decide acest lucru, o să virăm banii și o să intrăm în posesia lor, respectiv vom sta mult mai liniștiți când punem proiectul de modernizare. Nu o să avem calea de acces a noastră modernizată și lângă ea rămân iar niște ruine. Este foarte important să reținem acest lucru și eu vă mulțumesc. Dacă sunt ceva întrebări, vă stau la dispoziție. Am uitat să precizez, am fost întrebat în comisie. Scopul preluării acestor clădiri este să le utilizăm eventual pentru viitoarele instalații de distribuire a apelor minerale terapeutice și niciodată, cât eu voi fi primar, nu voi propune ca cineva care intră în zona asta și ia apă să plătească vreun leu pentru acest lucru. Cheltuielile noastre pentru amenajarea și explorarea, exploatarea acestor izvoare sunt reglementate și se vor recupera din taxa specială. La momentul acesta 50% din taxa specială de la recepție din acei 3 lei se duce pe apă minerală, 50% pe înfrumusețare și din taxa de parcare. Întrucât beneficiarii acestor amenajări și acestor izvoare sunt în principal turiștii și vizitatorii noștri. Avizul comisiilor. Favorabil. Economic. Juridic. Supunem la vot proiectul de hotărâre numărul 2 pe ordinea de zi. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Trecem la punctele suplimentare. Primul punct de pe suplimentare. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a unității administrativ-teritoriale al orașului Slănic Moldova. Da. Strict pentru acest obiectiv, și punctul 1 și punctul 2 cu lista de investiții urmărește doar modificări legate de aducerea banilor. Punctul 1 este rectificarea bugetului în sumă de 544.600.000 pentru a avea de unde să plătim prețul respectiv. Și punctul 2 este modificarea listei de investiții. Nu scoatem de pe lista de investiții nimic, doar redistribuim sumele în așa fel încât să avem pe lista de investiții această sumă disponibilă. Supunem la vot. Avizul comisiilor economic și juridic. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la punctul numărul 2 după suplimentare. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială de la bugetul local pentru anul financiar 2021 al orașului Slănic Moldova. V-am spus mai înainte, este doar modificarea legată de capitolul nou introdus referitor la acești bani pentru investiții. Avizul comisiilor. Supunem la vot. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim.
Punctul numărul 2 de la suplimentare. Proiect 3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziție Asociației Naționale a Stațiunii Balneare și Balneoclimaterice din România a unui spațiu în vederea schimbării sediului. Da, am profitat de ședința extraordinară, odată cu alegerea mea ca președinte la Asociației Stațiunilor Balneare. Propun ca sediul Asociației Stațiunilor Balneare să fie la Stănii Moldova, în sediul primăriei, în biroul primarului, gratuit, pentru că suntem de utilitate publică și nu este cazul că asociația nu s-a plătit nicăieri unde asociația a avut sediu, respectiv nu o să câștigăm decât imagine și respect. Și am propus ca să fiți de acord, aș fi putut contractul de comodat să-l semnez și să-l trimit la judecătorie și după aceea să vă cer acordul, dar prefer să fac lucrurile cum trebuie, în sensul în care până când nu avem contractul de comodat, judecătorul nu schimbă sediul asociației și avem nevoie urgent să putem funcționa. Deocamdată suntem pe sediul vechi. Dacă sunt ceva întrebări, nu ocupă spațiu mult documentele de la Asociația Stațiunilor Balneare, așa că și nici nu avem în vedere să primim, să încurcăm noi fluxul de relații cu publicul, de cetățeni, pentru că nu este o activitate. Mai mult președintele stă la guvern, la parlament și la forurile care decid balneologia din România și vă spun că am fost la 6 întâlniri în ultima lună în acest sens și avem vești bune pentru balneologie. Foarte curând o să le aflați și dumneavoastră, pentru că este foarte important să revitalizăm și să utilizăm resursele noastre naturale, pentru că avem, slavă Domnului, foarte multe. Vă rog. Avizul comisiilor? Favorabil. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? S-abține cineva? Toate proiectele au fost aprobate. Aveți cuvântul. Doriți ceva pentru diverse? Vă mulțumesc. Declarăm închisă ședința din data de 18 mai 2021. Vă mulțumim frumos și ne revedem la următoarea ședință. Mulțumim frumos!